astăzi prezent aici în fața dumneavoastră și să vorbesc despre un subiect care, sincer, mi se pare extrem de important pentru noi toți, din mai multe perspective, pentru că fiecare dintre noi este numai profesionist în momentul său de activitate, fiecare dintre noi este și consumator. Suntem cu toții niște oameni care funcționăm în diverse contexte, ne asumăm în viață diverse roluri și este extrem de important impactul pe care l-au asupra noastră propriile noastre acțiuni, pe care l-au asupra celorlalți propriile noastre acțiuni și, de asemenea, impactul pe care l-au asupra noastră acțiunile celorlalți. Și consider că, din această perspectivă, etica în comunicare, în marketing, în afaceri, în general, este un subiect de mare interes. Sigur că eu vin cu o abordare puțin diferită, aș spune mai relaxată din mediul academic. Și asta pentru că apare puțin nicio mizeră la noi, da? Adică nu avem bugete, constrângeri, targeturi, nu? Deci, practic, nu avem o afacere în spate pe care trebuie să o ducem și asta ne ajută să fim un pic mai relaxați, poate și mai critici, așa, din tribune e foarte ușor să vorbești și să analizezi ce fac alții, nu? Da, sigur că pe de altă parte, am observat și eu în anumite contexte, colaborând cu diverse companii pe consultanță, că atunci când treci de partea cealaltă, nu mai este atât de simplu, da? Și că, bun, ok, să vorbești despre etică este foarte frumos, dar atunci când este să și aplici în practică niște principii etice în care tu crezi, da? Din tot sufletul și pe care vrei să le susții, devine ceva mai complicat. Da? Și cred că toți cei de față sunt de acord cu mine. Da? Nu e foarte simplu, din păcate. Mi-am propus astăzi să fac o prezentare, așadar, dintr-o perspectivă academică, dar o prezentare mai puțin academică. Și de aceea am început cu un studiu. Întâmplarea face ca în acest semestru, având cursul doar la niște programe de master, la noi la Facultatea de Marketing, deci este vorba despre marketing și comunicare în afaceri, managementul marketingului și cercetare de marketing, să fi propus împreună cu colegele mele cu care lucrez la seminar, să facem un studiu în rândul masteranților, viitorii profesioniști în marketing și comunicare, poate chiar actual profesioniști, pentru că avem în sală și studenți, da? De la noi, de la facultate. Și absolvenți avem, da? M-am bucurat tare mult să văd absolvenți ai facultății de marketing aici în sală. Deci, ne-am propus să facem un studiu pentru a vedea care este percepția tinerilor cu privire la aspectele etice în marketing și în comunicare. Mi-am permis să extind puțin tema de astăzi, de la etică în publicitate, la etică în comunicare de marketing, pentru că sunt o mulțime de aspecte extrem de interesante și utile de pus în discuție și în alte zone decât zona publicității. Nu? Dacă vorbim despre promovarea vânzărilor de pildă, reduceri de prețuri, jocuri, concursuri promoționale, chiar și în zona PR-ului, în zona ambalajului, au fost pus în discuție deja și o parte din aceste aspecte. Deci ne-am propus să facem un studiu. Și pentru început am făcut o serie de interviuri semi-dirijate, în România este o metodologie așa ca la carte, dar am adaptat-o puțin pentru a putea aplica în contextul nostru la școală, pe studenți. Am făcut în prima fază un fel de studiu calitativ, da? Și am realizat 90 de interviuri semi-dirijate cu
respectiv ce este neetic din punctul lor de vedere, neetic versus legal. Și i-am rugat să menționeze situații neetice în comunicarea de marketing, așa cum le-au sesizat ei. Aceasta este o primă fază, informațiile culese sunt foarte proaspete, adică de săptămâna trecută, și vă mărturisesc că nu am reușit să parcurgem toate cele 90 de interviuri, să le analizăm, dar pentru întâlnirea de astăzi am parcurs o parte dintre ele și am extras de acolo ceea ce mi s-a părut a fi mai interesant. Și am identificat câteva aspecte întâlnite cu o mai mare frecvență în opinia masteranzilor noștri. Care este perspectiva lor asupra comunicării neetice? Supradimensionarea ambalajului, au spus mai mulți dintre ei. Atunci când o companie creează ambalaje, în mod intenționat, supradimensionate, pentru a da impresia că produsul este mai mare, da? Pentru a atrage atenția la raft, pentru a stimula cumpărarea sau a genera în mintea consumatorului ideea că, bun, prețul nu este prea mare pentru cantitatea oferită, da? Câți dintre noi se uită exact la gramaj, nu? Atunci când cumpără. Deci acesta este un aspect pe care l-au sesizat mai mulți. Apoi, aspecte legate de etichetarea produsului. Aici vorbim despre informare incorrectă și sau incompletă pe etichetă. Utilizarea înșelătoare a unor elemente de identitate a mărcii, nume de marcă, logo și așa mai departe, culori pentru a genera confuzii. Omisiunea asumată a unor caracteristici și evidențierea altora, a mai sesizat unii dintre studenți. Sigur, a unor caracteristici care, să zicem, consideră anunțătorul că nu e bine să iasă în evidență și evidențierea altora care poate sunt prezentate într-o manieră exagerată. Reducerea prețului pentru produs al căror termen de expirare este foarte apropiat. Mi s-a părut și aceasta o sesizare destul de interesantă. Despre ce este vorba aici? Despre situația în care termenul de expirare sau produsul expiră în aproximativ o săptămână, dar perioada lui de folosință este mai îndepărtată. Deci, bun, produsul expiră într-o lună, într-o săptămână. Este o cremă, să zicem, o cremă pentru față. Tu nu consumi o cutiuță de cremă pentru față într-o săptămână. Utilizezi crema în câteva săptămâni, da? Depinde, poate fi o lună. Ei au considerat că o asemenea practică este neetică. Practicarea prețului omeală, au menționat-o de asemenea ca fiind neetică, cuiva dintre ei. Și așa a apărut destul de frecvent comunicarea adresată copiilor. Pe de-o parte, comunicarea pentru produse destinate copiilor, pe de-altă parte, utilizarea copiilor în mesajele publicitare și acesta este un subiect destul de delicat, aș spune eu. Și acum, nu știu, aș face o paranteză, pentru că îmi amintesc o experiență pe care eu am avut-o în urmă cu câțiva ani. M-am confruntat cu o situație în care am considerat comunicare neetică din partea unei companii. Este vorba despre contextul în care mă aflam internată la Grigore Alexandrescu cu băiețelul meu cel mare. Era bolnav, făcuse pneumonie.
invitați în sala de conferințe a spitalului la un spectacol. Da? Era un spectacol organizat, sponsorizat de o companie. Bun. A avut loc spectacolul, acum sigur nu comentez calitatea spectacolului, nu eram eu publicul țintă, nu era pentru mine, era pentru copii. Dar la final, copiilor prezenți la spectacol, care de fapt erau copii internați la Grigore Alexandrescu cu diverse afecțiuni și cu unii dintre ei cu restricții alimentare, da? Le-au fost oferite punguțe în care erau chipsuri napolitane, sucuri, sigur, era și o sticlă de apă plată, da? Dar pe lângă apa plată erau și multe alte produse pe care, sigur, dintre noi le dăm cu anumite restricții copiilor noștri, poate, mă rog, nu le prea interzic, pentru că nu e bine să interzic, nu? Dar oricum avem niște restricții pe care încercăm să le, să le punem. Mai mult decât atât, însă, copiii aceia, unii dintre ei aveau restricții alimentare. Da? N-aveau voie să consume asemenea produse. Da? Evident, este neetic ceea ce s-a întâmplat acolo și vorbim aici de o lipsă de etică, pe de o parte, din partea companiei, pe de altă parte, din partea conducerii spitalului, care nu trebuia să accepte așa ceva. Sigur că, pe de altă parte, ar trebui să intervenim și noi, ca și consumatori, da? Pentru că nu suntem, totuși, niște roboței care trebuie să funcționăm automat și să facem ceea ce ni se spune, adică avem și noi responsabilitatea noastră și avem capacitatea, adulți fiind, să discernem, da? Bine, în contextul respectiv, noi părinții. Și sigur, eu am spus copilului meu că nu are voie să mănânce chestiile alea, punct, da? Înțeles, era destul de mic atunci și mi-era mai ușor să fac să înțeleagă. Acum ar fi mult mai, mult mai complicat. În sfârșit, revenind însă, zona aceasta a comunicării adresate copiilor este extrem de, extrem de sensibilă și poate că ar trebui să ne îndreptăm foarte mult atenția asupra, asupra ei. Am mai identificat câteva opinii care mi s-au părut interesante. Un student spune așa că, din punctul lui de vedere, promovarea unor cauze sociale, de pildă ajutorarea copiilor aflați în dificultate, salvarea pământului, ar putea fi realizată într-o manieră neetică, în contextul în care, sigur, vine pe de o parte promisiunea de a dona o parte din profit pentru susținerea cauzei, dar valoarea donației pe care o face compania respectivă este considerabil mai mică în raport cu creșterea vânzărilor datorată acelei, acelei campanii. Da? Deci, iată un punct de vedere care mie mi s-a părut, mi s-a părut interesant. Da? Repet, așa, privind eu de pe margine, din tribune, fără să am obiective de, de vânzări. Da? Un alt exemplu dat de același student. În Germania, o companie a promis că o parte din vânzările unei noi mărci de apă minerală va fi, va fi direcționată către copiii din Etiopia. Vânzările în urma campaniei au depășit 30 de milioane de litri, dar donația a fost de 250 de mii de litri. Da. Etic, neetic. Sigur, de legal e legal, mă gândesc, nu? Da. Un alt punct de vedere de la ce se întâmplă în practică. Teoreticienii fac tot felul de clasificări și Kotler, împreună cu doi autori indonezieni, au structurat la modul de a face marketing pe care companiile marketing în trei categorii. Marketing 1.0, 2.0 și 3.0.
Marketingul 1.0 este orientat către, are ca obiectiv de a vinde produse și se adresează consumatorilor cu nevoi de bază, deci este centrat pe produse. 2.0 centrat pe consumator și aici intervine obiectivul de a satisface, păstra clienții, de a le satisface nevoile emoționale, da? În timp ce marketingul 3.0 este impulsionat de valori. Marketingul 3.0 este cel mai aproape de ceea ce ne dorim noi din perspectivă etică, pentru că, spun ei, obiectivul companiilor care aplică această formă de marketing este de a face lumea un loc mai bun. Sigur că mie mi-e foarte greu să le vorbesc studenților la cursuri despre această formă de a face marketing, pentru că lumea în care trăim nu prea ne ajută să venim cu exemple de bune practici. Și am identificat câteva și chiar am adus în fața studenților niște oameni care pot să laude că au făcut o grămadă de bani având o asemenea atitudine, dar din păcate sunt foarte puțini. Mă rog, aici am cadrul de bun. O să închei sintetizând câteva posibile soluții pentru a putea face lumea în care trăim să fie un loc mai bun, trebuie să promovăm comportamentul etic. Și, sigur, promovarea comportamentului etic în companii și în agențiile cu care acestea colaborează, am considerat că ar trebui să fie undeva pe primul loc și aici cred că RAC-ul joacă un rol extrem de important și le mulțumim pentru efortul lor, pentru că există, da? Cred că și AUL și APR-ul, în colaborarea lor cu RAC-ul, joacă un rol în acest proces. Campanii de informare pentru conștientizarea importanței adoptării comportamentului etic. Sigur, ar putea fi o fel de campanii sociale. Pe de o parte, campanii care să vizeze companiile, agențiile, dar pe de altă parte, care să vizeze consumatorilor. Pentru că, așa cum vă spuneam, noi nu suntem pasivi ca și consumatori, trebuie să avem anumită atitudine și să avem reacție. Da? Trebuie să știm că, până la urmă, companiile trebuie să ne respecte. Este vorba despre respectul pe care ți-l acorzi ție însuți, da? Atunci când încerc ca celălalt să te respecte. Iar respectându-i pe ceilalți, de fapt, te respecti pe tine. Valorizarea companiilor, a managerilor și a angajaților care adoptă un comportament etic. Poate conferință în care se prezinte exemple de bune practici. Se vadă că există oameni, companii, care au rezultate având în asemenea tipuri de comportament. Și, nu neapărat în ultimul rând, crearea unei comunități a organizațiilor și a indivizilor care își asumă un comportament etic. Cam atât am avut de spus. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Dacă aveți întrebări, am o întrebare, dacă îmi permiteți. În primul slide, unde era colecția de spuneri ale studenților, dădeau exemple de comportamente neetice, au punctat și exemple concrete? Sau au vorbit la mod general? Era slide-ul 3 sau 4? Aici, nu? Da. Aici, da. Aici. Unii da, alții nu. Am spus că n-am reușit încă să le trecem în revistă pe toate. Le uitam că, da, și săptămâna trecută de-abia am cules informațiile respective. Da, apar și informații concrete, nu neapărat din Piața Românească, pentru că unii au luat de pe net. Dacă au avut ceva concret în minte atunci când au generalizat sau dacă pornesc invers. Da, nu, au avut și ceva în minte. Unii dintre ei, cei pe care i-am văzut eu, da.
mi s-a părut interesant că cineva a dat un exemplu publicitate comparativă BMW versus Mercedes. Da? Înțeleg că a fost acest grad de net. Aici, publicitatea comparativă e un subiect destul de interesant. Deci sunt piețe care o permit, comparație directă, atac direct la competitor, sunt piețe care nu o permit deloc, sunt piețe cum e România, care o permit în niște condiții. Da. O să finalizăm studiul și... Greu de spus, iar la nivelul... Vă transmitem acordul. Mulțumesc frumos, chiar ar fi interesant. Da, vrem să facem și cercetare cantitativă. După ce prelucrăm datele acestea calitative... Să rezulte că ochii noastre din reclame sunt mincinoase, că tot 100% din demersuri sunt oneroase. Asta e neapărat scopul.